Iată titlurile acestei ediții. Crimă macabră la Călăraș, un bărbat de 60 de ani ar fi împușcat mortal o altă persoană încercând să aplaneze un conflict stradal. Vindeau pe internet lemne inexistente. Doi deținuți ai penitenciarului din Lova riscă să-și mai adauge câțiva ani la termenul de detenție. Numărul consumatorilor de droguri în Republica Moldova își păstrează tendința periculoasă de creștere, iar vârsta acestora scade. Potrivit poliției, tot mai mulți tineri cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani consumă narcotice. Atenție, șoferi! Din 1 iulie intră în vigoare reguli mai dure pentru conducătorii auto. Crimă macabră la Călăraș. Un bărbat în vârstă de 60 de ani ar fi împușcat mortal o altă persoană încercând să aplaneze un conflict stradal. Totul a avut loc în seara de 25 iunie pe una din străzile orașului. La fața locului a intervenit imediat un echipaj al poliției. Forțele de ordine au stabilit că suspectul în vârstă de 60 de ani ar fi intervenit în conflictul inscat între un grup de bărbați și ar fi încercat verbal să calmeze spiritele, lucru care însă nu i-a reușit. Atunci, bărbatul s-a dus acasă și a luat o armă pe care o deținea legal, crezând că văzând-o certereții se vor calma. Când a ieșit cu arma în stradă, însă cei care se certau s-au năpustit asupra lui, iar în timpul altercațiilor, arma, fiind încărcată și scoasă din siguranță, a efectuat o împușcătură. În consecință, un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost împușcat mortal în regiunea capului. Bărbatul de 60 de ani a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat penal pentru omor. De menționat că acesta este deținător legal de arme de foc din anul 2003. Arma cu care a fost comisă crima, dar și un pistol pe care l-avea ca să bănuitul, au fost ridicate. Vindeau lemne inexistente. Doi deținuți ai penitenciarului din Lova riscă să-și mai adauge câțiva ani la termenul de detenție, bănuiți de escrocherie. În perioada octombrie-noiembrie 2022, cei doi, ajutați și de alți complici din afara pușcăriei, ar fi publicat pe internet anunțuri de comercializare a lemnelor de foc la un preț atractiv de 1100 de lei, mai mic decât cel de piață. Astfel, în plasa escrocilor s-au prins 7 locuitori ai raionului Hâncești. Aceștia au fost contactați de suspecți care le-au cerut să achite lemnele dorite prin terminalele de plată. Victimele au achitat în total suma de 100.000 de lei. Însă, bineînțeles, nu și-au primit lemnele cumpărate. Deținuții au 23 și respectiv 36 de ani și sunt condamnați pentru omor și viol, aflându-se după gratii de mai bine de 5 ani. Din banii obținuți ilegal, cei doi, ajutați de complicii lor aflați în libertate, își cumpărau de mâncare, țigări și dispozitive de comunicare interzise în penitenciar. În urma perchezițiilor, în celulele celor doi deținuți, forțele de ordine au ridicat dispozitive de stocare a informației, precum și înscrisuri de ciornă. Cercetările pe caz continuă, forțele de ordine încercând să identifice și complicii celor doi deținuți. Indivizii care amenințau cu moartea o femeie, cerându-i suma de 40 de milioane de lei, vor compărea pe banca acuzaților. Procurorii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale au finalizat urmărirea penală, iar dosarul de învinuire se află deja pe masa magistraților. Amintim că cei doi au fost reținuți la mijlocul lunii ianuarie, ambii fiind din Chișinău, anterior judecați pentru furturi și escrocherii. Liderul grupului are 53 de ani și este prieten de familie al femeii șantajate. Acesta și complicele său de 62 de ani amenințau femeia prin telefon sau chiar prin mesaje scrise pe foaie, lăsate în curtea casei sau chiar pe mormântul soțului ei decedat în anul 2014. Aceștia o șantajau că vor declanșa o grenadă în casa ei sau o vor strangula, precum și că o să-i omoare fiica care se află în afara țării. Drept pretext, autorul mesajelor comunica faptul că și-ar fi spășit pedapsa în închisoare în locul soțului ei decedat pentru o infracțiune comisă împreună, dar nu ar fi primit partea lui din venitul ilegal pe care o revendica acum de la ea. Tu nu scrii, Dorocica, înțelegi că eu sunt prietenul soțul tău, eu sunt prietenul lui. Poți atunci când înțelegi când ți-am spus de două limoane, atunci înțelegi, mi-ai spus că trebuie o săptămână, dar mâine am spus că nu mă cunoști, câți bani ți-o adus el acasă. Cât aur ți-o adus? Nu te bălbăie, că dacă îi spui de aur, și de tăi îi spui. Da. Așa nu e nici o prosteală. Trebuie să dai 2 milioane de euro și живи себе spokojnă.
În prezent, liderul grupului este plasat în arest preventiv, iar celălalt individ cercetat în libertate. Dacă vor fi găsiți vinovați, ambii riscă până la 15 ani de pușcărie. Numărul consumatorilor de droguri în Republica Moldova își păstrează tendința periculoasă de creștere, iar vârsta acestora scade. Este statistica sumbră pe care o dau autoritățile din domeniu. Pentru a informa societatea despre riscurile legate de consumul de substanțe narcotice, Oamenii Legii, în conlucrare cu responsabilii din domeniul sănătății, educației, dar și a centrelor de reabilitare, au inițiat o campanie de informare în masă. Scopul acesteia este de a aduce cât mai multe informații în rândul oamenilor despre riscurile ce pândesc eventualii consumatori de substanțe narcotice. Anual, de la 230 până la 300 de persoane trec prin centrul de reabilitare și își continuă activitatea libere de droguri. Potrivit poliției, doar în acest an au fost inițiate peste 370 de dosare penale și 1400 de cauze contravenționale pentru trafic ilicit și respectiv consum de droguri. Deși s-ar părea că numărul cazurilor s-a redus nesemnificativ în ultimul an, autoritățile menționează că cel mai îngrijorător este faptul că tot mai multe persoane de vârstă fragedă cad în capcana drogurilor. Dacă să vedem care sunt persoanele care sunt încadrate în cauzele penale, deci o bună parte sunt, sau mai multe persoane sunt cu vârsta cuprinsă între de la 30 în sus. Deci, de asemenea, este și un trend, este și persoanele care de la 18 până la 24 de ani, deci ca consumatori de droguri. Vadim este una dintre persoanele care a consumat droguri grele timp de 25 de ani. Totul a început în stradă la 14 ani, iar de atunci viața lui a devenit o luptă continuă. A săvârșit mai multe infracțiuni, a ajuns de două ori după grate, iar acum învață să trăiască din nou. В настоящее время я уже там имею больше 15 судимостей, пару сроков отсидел в тюрьме. Последний раз заболел гепатитом, здоровье свое подорвал сильно. Последний раз в 2015 году при очередной покупке наркотиков меня задержали сотрудники полиции, и я получил 8 лет лишения свободы. Vadim ne-a spus că în toți acești ani nu își aduce aminte o seară în care să nu fi consumat substanțe interzise pentru a putea adormi. Abia acum, la 39 de ani, a decis că trebuie să-și schimbe viața, și anume cu ajutorul Centrului de Reabilitate Inițiativa Pozitivă. Появилась надежда, что все-таки я смогу поменять свою жизнь. Вот я уже, в моей жизни еще такого не было, длительной такой ремиссии, даже как пару месяцев. И у меня нет желания даже употреблять. Утром я встаю, я утром, как только открывал глаза, мне уже было плохо, я уже думал, кого бы обмануть, где бы что-то украсть, чтобы пойти купить очередную дозу. Сейчас я встаю вообще с другими мыслями, я работаю над собой, как бы. Мне это нравится, появляется надежда, и у меня есть желание как бы работать дальше, чтобы поменять свою жизнь. Într-o situație similară a fost și Alexandru, un alt beneficiar al centrului. Bărbatul ne-a spus că, deși provine dintr-o familie bună, el a căzut în plasa substanțelor narcotice. A consumat droguri grele mai mult de 10 ani, până în momentul în care a ajuns să fie boschetar. Nimic nu este imposibil. Orice este posibil și eu sunt consumator de droguri, adică am fost mai mult de 10 ani, droguri grele, droguri care ultima perioadă eram sub garduri, trăiam boschetar. Însă am crezut și în mine și sunt și acum am crezut și mi-am schimbat viața. Anual, aproximativ 40 de persoane beneficiază de ajutor în cadrul centrului de reabilitare. Aici, persoanele se bucură de suport psihologic, juridic, terapie prin muncă sau terapie de grup. Оставить наркотики, то есть перестать употреблять, это не так просто, потому что это зависимость. И у нас достаточно много есть случаев, когда ребята пробуют, но с первого раза у них не получается. И они достойны уважения, если они не опускают руки и пробуют еще раз. Мой хороший друг 3 раза пробовал решить вопросы с наркотиками, только с третьей попытки у него получилось. Potrivit datelor oficiale, în prezent, în Republica Moldova sunt peste 12.300 de persoane care sunt la evidența dispensarului republican de narcologie. Atenție, șoferi! Din 1 iulie, conducătorii care depășesc limita de viteză au permisul suspendat, conduc sau împrumută mașina unei persoane fără permis de conducere vor fi pedepsiți mai dur.
În acest weekend intră în vigoare modificările aprobate pe 2 martie 2023 la regulamentul circulației rutiere. Potrivit noilor reguli, șoferii care depășesc viteza admisă cu mai mult de 60 de km la oră vor rămâne fără permisul de conducere pe loc pe o perioadă de până la jumătate de an. În decursul unui an, același șofer riscă să piardă permisul deja de la depășiri de 40 de km la oră. Totodată, depășirile au fost divizate pe mai multe categorii. De asemenea, pedepse mai dure sunt prevăzute și pentru șoferii care nu acordă prioritate pietonilor, iar a doua încălcare în decursul unui an calendaristic va duce la suspendarea permisului de conducere. O altă modificare importantă ține de acordarea automobilului spre condus unei persoane care nu are permis de conducere, inclusiv dacă acesta are permisul suspendat. Amenzile au crescut la cifre uriașe de până la 25.000 de lei. Astfel, dacă îi oferi mașina unui prieten, asigură-te că acesta are permisul valabil. Iar o altă modificare ține de șoferii care au permisul suspendat. Dacă sunt prinși la volan, aceștia riscă amenzi de până la 15.000 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității de până la 60 de ore, fie arest contravențional pe un termen de 15 zile. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare pe scurt. Potop în raionul Cader Lunga, ploile abundente din weekend au lăsat mai multe apartamente inundate, iar sistemul de canalizare din unele sectoare s-a înfundat. Precizările au fost făcute în dimineața de 26 iunie de către primarul orașului, Anatolii Topal. Acesta a menționat că, potrivit informațiilor preliminare, 8 apartamente au fost inundate, iar 10 de kilometri de drum au fost spălați de debitele puternice de ploaie. În plus, sub apă au rămas pivnițe și grădini, iar sistemul de canalizare este înfundat cu loz și nămol în mai multe sectoare ale orașului. Acesta a mai îndemnat locuitorii să rămână calmi și a asigurat că serviciile specializate vor elimina consecințele în cel mai scurt timp posibil. Descoperire istorică la postul Vamal Leușeni. Un moldovean de 28 de ani ar fi încercat să treacă hotarul cu obiecte ce ar putea avea o valoare istorică. Cazul a fost înregistrat în seara de 25 iunie. Funcționarii Vamal, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au supus controlului bagajele pasagerilor unui autocar care revenea în Republica Moldova din Germania. În rezultatul verificărilor, în bagajul unui conațional au fost depistate 67 de obiecte presupuse a fi din metale prețioase și care ar reprezenta o valoare culturală ascunsă printre lucrurile personale. Fiind audiat, moldoveanul a refuzat să ofere declarații privind originea bunurilor și scopul cu care acestea erau transportate. Prin urmare, obiectele nedeclarate au fost ridicate și transmise spre expertizare, iar investigațiile pe caz continuă. Polițiștii de frontieră și procurorii raionului Briceni au destructurat un grup infracțional specializat în organizarea migrației ilegale. 3 membri ai acestuia au fost reținuți. Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi ajutat cetățenii Ucrainei să ajungă ilegal în țara noastră, după care îi transportau prin punctul de trecere a frontierei Lipcani-Rădăuți-Prut spre România. Pentru serviciile sale, aceștia ar fi încasat câte 5.000 de dolari de la fiecare client. În prezent se cunoaște despre cel puțin 4 ucraineni care au apelat la ajutorul bănuiților. 2 dintre reținuți sunt plasați în arest la domiciliu pentru 30 de zile, cel de-al treilea este cercetat în libertate. Investigațiile pe caz continuă. Atenție! Urmează imagini care v-ar putea afecta emoțional. Un băiat de 6 ani a fost spulberat de un automobil pe o stradă din orașul Dubăsari. Accidentul s-a produs pe 25 iunie, iar momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. În secvența video pot fi observați 2 minori care se află pe trotuar. La un moment dat, unul dintre ei a ieșit brusc pe șosea, fiind lovit în plin de o mașină. Șoferița de la volan, în vârstă de 37 de ani, le-a declarat milițienilor că a încercat să frâneze, însă a observat prea târziu copilul și nu a reușit să evite coliziunea. Micuțul a fost dus de urgență la spital, iar medicii l-au diagnosticat cu o contuzie cerebrală, multiple contuzii și excoriații ale brațelor și picioarelor, precum și o arsură termică. În prezent, băiatul se află sub supraveghere medicilor, care califică starea lui ca fiind de gravitate medie. Cercetările pe caz continuă. Dacă ai fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, expediază imaginile la adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.